rațiune cu și despre oamenii acestui oraș. Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Urmăriți în momentele ce urmează știri și evenimente locale. Cu ani în urmă, pe locul unde se află acum galeria de artă, se afla restaurantul Nordic. Deși eram invidiați pentru cea mai mare și mai frumoasă galerie de artă din județ, aceasta a intrat într-un proiect de modernizare. În ziua Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril a avut loc recepția lucrărilor și sfințirea galeriei de artă. Și într-adevăr, cum spuneați dumneavoastră la început, în acea sala Nordicului de la Rădăuț, astăzi se constituie într-o sală de galerie de artă, chiar dividiat în tot județul Suceava. Cât a costat toată această lucrare? Această lucrare a costat în jur de 860 de milioane de lei, pentru că ea a fost reabilitată de la pavele, de la pardoseală, până la sus la ghirlandele care trebuie să reprezinte o galerie de artă. De asemenea, a făcut ca această galerie de artă să poată fi funcționabilă și iarna și vara, prin introducerea încălzirii centrale pe gaz metan și, de asemenea, pe acele rafturi care erau, s-au făcut, într-adevăr, și suporturi de semeze pe care să se lanseze și să arate picturile care participă toți oamenii care doresc să expună în acest local. Odată cu resfințirea Galeriei de Artă de la Rădăuț, puteți promite un nou program de funcționare a acestei galerii, în speță să fie deschisă sâmbăta și duminica, când ar fi mai mulți potențiali iubitori de artă vizitatori? Da, ea până acum a fost în reparație timp de o lună și ceva, dar de acum încolo ne propunem să prelungim programul pentru ca toți care doresc să-și delecteze ochii prin galeria de artă la Rădăuț o poată face, inclusiv sâmbăta și duminica până la prânz. Firma care a lucrat se numește Mega Construct. Domnule Nicușor Popa, ați fost cel care a câștigat această licitație, această lucrare. Cât a durat lucrarea? Ce particularități a avut? Deci, așa cum a spus și domnul primar, lucrarea a fost făcută în forță, a fost o muncă în echipă. Și cu această ocazie vreau să mulțumesc tuturor celor implicați, de la obținerea lucrării până la decontarea lucrărilor. Vreau să mulțumesc echipei mele, colaboratorilor. Lucrarea a durat o lună jumătate. Ați reușit să faceți față până astăzi, să o dați la cheie, cum se spune? Da, a fost, cum să vă spun eu, lăsăm secretele să rămână. A fost munca unor oameni care, din umbră, a fost o dorință și a fost și o surpriză, de ce nu, pentru ziua domnului primar și a colaboratorilor dumnealui care astăzi și-au serbat. Știu că această lucrare se înscrie într-un proiect mai amplu de reabilitare a sălii de la bibliotecă și a altor săli din această clădire pe care tot dumneavoastră le lucrați. Da, așa este. Noi vom ataca și lucrările de la bibliotecă, care lucrări presupune schimbarea, în prima fază, schimbarea tâmplăriei exterioare și a ușilor de la interior, precum același lucru care mi se pare necesar, inclusiv sala de ședință intră în această reabilitare, încălzirea centrală, care ați constatat și dumneavoastră că este necesar. Aveți idee când se va finaliza și acea lucrare? Deci noi sperăm ca până la 20 decembrie să fie predat. Deci va fi tot o lucrare în forță făcută. Eu aș vrea să mulțumesc domnului Popa, constructorului, pentru că într-adevăr și-a mobilizat toate forțele pentru ca această lucrare să fie terminată în termen, dar mai ales de foarte bună calitate.
Și vreau să spun că am Consiliul Local care mă acompaniază să promovăm aceste instituții de cultură, cum e sala de galerii de artă, cum e biblioteca municipală, pentru a le aduce la un standard cultural și de bune intenții ale localității noastre și vom continua mai departe cu refacerea casei de cultură, a sălii de la Casa de Cultură, pentru că să nu uităm niciodată, în afară de preocupările pe care le avem zi de zi, cultura trebuie să ne rămână totdeauna sprijinul în viață. Cultura, spiritualitatea și credința ortodoxă. Vă mulțumesc! Spune-mi ceva despre tine. De ce crezi că ai fi bun în rolul eroului? Place să merg tare. Fetele mă adoră. A, da? Machiajul. Ok, acum joacă. Vreau emoție. Hai, acțiune. Maică ta plânge, taică cu urlă de durere. Așa, mai multă expresie. Excelent! Te-am luat! Suntem fără zahăr. Suntem 10 prăjini. Urmăriți emisiunea. Stop cardul. Rădăuțean. Rădăuțean! Despre un alt EU, dar cu aceleași valori și tradiții, aflați în momentele ce urmează din rubrica Interviu. Bună ziua, stimați telespectatori! Iată că emisiunea Stop Cadrul Rădăuțean a ajuns și la rubrica Interviu. În emisiunea noastră de astăzi, rubrica Interviu, îl are ca protagonist pe domnul Traian Postolache, directorul Muzeului Samuel și Eugenia Ionesț. Domnule director, bine ați venit în emisiunea Stop Cadrul Rădăuțean. Și eu vă urez bine ați venit în cadrul muzeului și în atmosfera aceasta generoasă a expoziției de final a proiectului Un alt eu, aceleași valori și tradiții. Când ați spus un alt eu, aceleași valori și tradiții, trebuie să spunem telespectatorilor că e vorba de un eu cu dublu înțeles. Eu de la Europa, deci am devenit europeni, dar ne păstrăm valorile tradiționale și culturale și un eu a aceluiași eu ca persoană care am devenit european. Da. Fiecare lucru este important într-un proiect. Și știți că un titlu ca și numele unui om are o semnificație majoră. Titlul acestui proiect tocmai este un joc de cuvinte în care odată se face referire la European Union și în același timp la EU-ul tradițional, nu la individualitatea personală, pentru că un artist popular nu are o individualitate personală. El face parte dintr-un supraconștient cultural de unde primește informații care le transmite mai departe. Și acest proiect, ideea acestui proiect a pornit de la faptul că noi, aici în muzeu, pe lângă faptul că administrăm, ne îngrijim de colecții, suntem curatori acestor colecții, acestor bunuri care au fost încredințate instituției noastre, avem datoria să le punem și în valoare. Adică să scoatem ceea ce este esențial din ele și să transmitem acest mesaj celor care o să vină după noi. La data când în această sală s-a vernisat această expoziție în care ne aflăm acum, am făcut un material pe care l-am prezentat telespectatorilor despre această expoziție, cu ce ocazie a apărut ea, cu proiectul din vară în care tineri au fost angrenați în cadrul proiectului Un alt eu, de unde au venit banii și așa mai departe. Văd astăzi că spre finalul acestui proiect lucrările se concretizează în apariția acestui album. Vorbiți-ne despre album. Permiteți-mi să fac un scurt istoric al acestui proiect. În primul rând am fost foarte mândri că din cele 10 proiecte care au fost finanțate, care la rândul lor au fost din cele
500 de proiecte care au participat la licitație finanțată de către Administrația Centrului Cultural Național, Fondului Cultural Național, noi am fost pe locul 7. Și deci a fost o bucurie. Trebuie să spun că toți cei care au lucrat în cadrul acestui proiect au făcut muncă de voluntariat. Și esența acestui proiect, care este finalizată și în acest catalog, este faptul că în colecțiile muzeului există piese valoroase, unele foarte vechi, unele mai puțin vechi, de o înaltă ținută estetică și care pot deveni modele și trebuie să devină modele ideale pentru creația artistică populară sau cultă, fie că e vorba de amatori sau de profesioniști. Or, datoria noastră este ca să promovăm aceste modele, aceste arhetipuri pentru meșteșugurile tradiționale. Multe sau, dintre ele deja dispărute. Sau pe cale de dispariție. Sunt și meșteșuguri care deja au dispărut. E adevărat. Pe care de multe ori cei veniți aici în Bucovina le privesc ca pe o întoarcere în trecut, în acele vremuri. Ce mai ales cei care vin din străinătate. Categoric. Ce prezintă acest catalog? Odată prezintă piese valoroase din colecțiile noastre, deci partea imagistică, și în același timp un text care justifică proiectul și face să să decodeze semnificația acestui proiect și a pieselor care sunt prezentate în acest catalog. Proiectul a debutat cu o tabără de creație, mai precis cu un concurs de preselecție pentru cei 100 de participanți și care în prima săptămână a acestei tabere de creație au făcut cursuri teoretice, inițiați fiind în etnologie, etnografie, folclor, simbolistică tradițională și mitologie. Ne-am avut parteneri și pe Centrul Județean de Creație, respectiv pe domnul director Pavel Blaș, care i-a conferențiat alături de alte personalități, aș putea să-l numesc pe artistul plastic graficianul Mihai Pânzaru-Pin, și personal de specialitate din cadrul muzeului. Lecțiile s-au ținut în atmosfera, cea mai potrivită atmosferă, ca să zic așa, pentru această tabără, deci în sălile de expoziție ale muzeului și în depozitele muzeului, unde cursanții au fost, s-au aclimatizat, s-au intrat în atmosfera de lucru în cadrul muzeului nostru. Spuneți-mi, cui se adresează acest catalog? Tuturor oamenilor care și au... Și câte exemplare a fost tipărit? În 500 de exemplare. Se promovează, odată se promovează valorile acestui muzeu și în același timp piesele care devin, cum am zis, modele ideale pentru creația artistică. Știți că se vorbește de kitsch, de creația artistică contemporană, mai ales cea populară, despre care vorbim acum, este ca și limba, un fenomen viu, care nu poate fi stăpânit întru totul. Ea evoluează uneori neașteptat, spontan, și nu de cele mai multe ori bine, fericit. Dar asta este adevărul, ca și limba. Observați ce se întâmplă cu limba românească. Exact lucrul acesta se întâmplă și cu creația artistică contemporană. Pentru că vorbeam și de meserii dispărute. Exact. Deci există această schimbare și în... Și cu pierderi mari. Și cu pierderi. Revenim la titlu. Un alt eu, aceleași valori și tradiții. Eu sunt acel european care m-am schimbat, deprind obiceiuri ale Europei și încerc să-mi uit trecutul? Sub nicio formă. Asta este cel mai îngrozitor lucru care s-ar putea întâmpla cu noi. Pentru că ceea ce este esențial pentru noi este cultura noastră. Sunt rădăcinile noastre. Sigur că intrat în comunitatea europeană este o chestiune de progres, de management, de elecțiune și de opțiune populară, pot să zic așa, nu? Că lucrurile nu s-au făcut întâmplător. Și eu cred că noi eram în Europa, nu? S-a spus din nenumărate ori lucruri. De mic cu Paris și așa mai departe. Da, exact. Perioada interbelică a fost o perioadă înfloritoare pentru România. Ei, a urmat o perioadă mai dificilă pentru țara noastră. Și
Sărăcia marchează și fenomenul cultural, dar valorile rămân valori. În final v-aș întreba, domnule director, pentru cei care au urmărit acest interviu și ar dori să procure acest catalog, unde îl pot găsi și eventual cât costă? El nu costă, este gratuit, asta este una dintre condițiile, așa? Și noi ne străduim să dăruim celor care sunt interesați de acest eveniment, acest catalog. Tocmai v-am spus că se face și o promovare a colecțiilor și valorilor conservate în cadrul muzeului și în același timp a ideilor care trebuie să stea la baza muncii de muzeograf și de conservator în cadrul unor colecții muzeale. La Școala Generală numărul 3, pe lângă materiile din programa școlară, elevii învață să gătească și să mănânce sănătos, dezvoltând un proiect în colaborare cu Uniunea Europeană. Despre proiectul amplu care se desfășoară în cadrul Școlii Generale numărul 3 privind alimentația sănătoasă în rândul copiilor, despre cooperarea cu Uniunea Europeană a acestui proiect, am mai discutat în emisiunea Stop Cadrul Rădăuțean. Am bucuria că astăzi să primesc câteva mărturii de la coordonatoarea de proiect și cea care totodată i-a îndrumat pe copii și i-a însoțit la Bruxelles. Cum a fost acolo? A fost o excursie foarte frumoasă. Excursia s-a dorit a fi o recompensă pe care Comisia Europeană a acordat-o copiilor pentru participarea lor la un concurs de desene, unde copiii noștri au luat premiul întâi. Țin să precizez că la acest concurs au participat toate țările membre ale Uniunii Europene, deci cumva suntem foarte mândri de acest rezultat, pentru că al nostru a fost cel mai bun din cele 27 de țări participante. Excursia a fost de 3 zile, copiii au avut posibilitatea să viziteze Parlamentul European, Comisia Europeană, un lucru deosebit, cel puțin așa ne-au precizat, că sunt primii copii care intră în Parlamentul European. După aceea am vizitat orașul, Parcul Mini Europa și o zi am stat în Școala Europeană 3, școală cu care noi ne-am înfrățit și de acum vom continua colaborarea. Copiii au fost încântați, sper să fie de bun augur acest început al nostru. Rodec Mihai, am 11 ani și sunt elev la școala cu clasele 1-8, numărul 3, Rădăuți. Mă numesc Boariu Andreea și am 10 ani și învăț la școala numărul 3, Rădăuți. Mă numesc Virginia Rona Gabriela, am 9 ani și sunt la școala cu clasele 1-8, Rădăuți. Am înțeles că ați făcut parte din delegația școlii generale numărul 3 la Bruxelles. Ce v-a plăcut cel mai mult acolo? Mie cel mai mult mi-a plăcut Atomiul și unde am dormit acolo pentru 2 nopți. Mie cel mai mult mi-a plăcut mersul cu avionul și turul Bruxellesului. Mie mi-a plăcut Comisia Europeană și Mini Europa. Dacă ar fi ca mâine să fiți voi ghizi pentru părinții voștri, unde i-ați duce și ce le-ați povesti? I-aș duce la Mini Europa și le-aș povesti că acolo sunt cele mai importante clădiri din toate țările europene și i-aș duce și la Atomium, unde le-aș zice că este o clădire foarte mare și foarte interesantă. Eu i-aș duce la Atomium ca să viziteze monumentul principal al Bruxellesului și turul Bruxellesului ca să afle mai multe despre istoria lui, despre... este foarte frumos. Eu ajung la Parlamentul European pentru a vedea cât de important poate fi această clădire, la Comisia Europeană, la Mini Europa, toți am vizitat noi. Oana, toți copiii ăștia au plecat acolo datorită desenului tău. Tu ai vorbit despre Parlamentul European. Fără îndoială, i-ai văzut pe politicienii români de multe ori la televizor. Cum ți se pare Parlamentul României față de Parlamentul European? Păi Parlamentul European este mult mai mare, sunt mai multe persoane în el și este mult mai frumos. Dacă ei fac legile pentru Europa, ce ți-ar place ca ei să pună în valoare și să pună sub lege? Să nu mai polueze tot ce este mediul înconjurător. Câștigarea acestui concurs vă și obligă. În ce constă acțiunea de astăzi?
Acțiunea de astăzi constă în promovarea unui proiect, Alimentație Sănătoasă, Armă împotriva obezității la copii. Noi am mai avut de mult această idee, însă acest premiu ne-a dat un imbold pentru faptul că noi am mai lucrat la un proiect, înființarea unui cabinet psihopedagogic, făcând un studiu în școală și constatând că 25% din copiii școlii noastre sunt cu ambii părinți plecați în străinătate. Și atunci am fost preocupați atât de crearea acestui cabinet psihopedagogic și apoi de alimentație și de randamentul lor școlar. Deci aceste teme erau în preocuparea școlii noastre și a colectivului de cadre didactice și a Consiliului de Administrație al școlii. Rămâneți cu noi în momentele ce urmează pentru a afla amănunte despre telefonie, internet, televiziune din rubrica ce urmează, invitat în studio. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Rubrica invitat în studio. De 14 ani aproape realizez emisiunea Stop Cadrul Rădăuțean și așa după cum ați văzut scris pe genericul emisiunii, Stop Cadrul Rădăuțean este o emisiune realizată de Video Studio pentru compania Electron Invit. De puține ori însă am stat de vorbă cu cei care reprezintă compania Electron Invit. Iată de ce se află astăzi în studioul televiziunii Rădăuți domnul inginer Viorel Engel. Bine ați venit în studioul televiziunii Rădăuți. Bine v-am găsit și pe dumneavoastră și telespectatorii companiei Electron Invit. De cele mai multe ori se spune că sunt oamenii din spate, cameramanii, editorii de montaj, cei care se ocupă de cabluri, de fire, de programe și așa mai departe. Oamenii care nu se văd, dar care de obicei fac de multe ori poate cea mai multă muncă.
Am ținut să fiți astăzi în studio pentru că m-au oprit cetățenii din municipiul Rădăuți și m-au întrebat foarte mulți dacă emisiunea Stop Cadrul Rădăuțean se va mai realiza, pentru că Electron Invit este o companie de vânzare sau vândută. Este adevărat? Deci țin să asigur pe toți cetățenii Rădăuțului de abonați ai firmei Electron Invit că această companie de televiziune nu este de vânzare, nu a fost, nu este și nu va fi de vânzare. Este o companie care, din contră, caută să se dezvolte și să cuprindă întreg orașul Rădăuți. Eu mi-am pus întrebarea, o companie care ar fi de vânzare, nu cred că investește. Ori văd că vin deja tronsoane foarte mari de pe harta municipiului Rădăuți, care se modernizează pe zi ce trece. Apare o ofertă din ce în ce mai tentantă a pachetelor de programe pentru toate buzunarele, aș spune. Apare o ofertă cu o calitate deosebită pe fibră optică, nu în ultimul rând oferta de internet și de telefonie. Deci, compania, dacă la începutul ei oferea programe numai de televiziune și un număr foarte mic de canale, respectiv 25 de canale, la ora actuală s-a ajuns în privința televiziunii prin cablu la un număr de 64 de canale, împărțite pentru buzunarul fiecărui telespectator din orașul Rădăuți. Un pachet de bază conținând 54 de canale la un preț ca toate prețurile din România, respectiv mic pentru cele 60, pentru cele 54 de canale, respectiv 23 de lei. Iar pentru cetățenii care nu își pot permite cei 23 de lei pentru un pachet de bază sau nu au aparate care pot recepționa respectiv cele 54 de canale de bază, au posibilitatea de a contracta pachete sociale începând cu 10 lei, 12,5 lei sau 15 lei. Mai mult de atâta, toți cei care vor să contracteze aceste pachete au ofertă atractivă, respectiv, luna conectării și următoarele 3 luni vor plăti 50% din valoarea abonamentului contractat, fie că este abonament pachet de bază, fie că este unul din cele 3 pachete sociale. Domnul Engel, trăim într-o piață concurențială. Putem spune că sunt antene de satelit digitale, sunt oferte a Romtelecomului, oferte a altor companii de televiziune, oferte cu antene de satelit individuale, fără alte companii care să le dirigeze. De ce ar alege omul Electron Invit? Omul ar alege Electron Invit, respectiv cetățeanul orașului Rădăuți ar putea alege și ar putea opta pentru pachetul oferit de televiziune, pachetele mai bine zis oferite de televiziunea Invit, datorită faptului că este o societate care are o oarecare tradiție în acest oraș. Practic este prima televiziune care a apărut în acest oraș. În al doilea rând, calitatea serviciilor față de ce au fost în anii trecuți, deci s-a îmbunătățit extraordinar de mult. Mai mult de atâta, compania fiind în dezvoltare, deci o să aibă, cetățenii orașului Rădăuți o să aibă ofertă foarte mare în privința celorlalte servicii. Telefonie și internet. Telefonie și internet. Deci la ora actuală vreau să vă spun că noi suntem în faza de finalizare unei rețele optice pentru, numai pentru internet. La fel este implementat deja în orașul Rădăuți televiziunea firmei, telefonia firmei Electron Invit. Deci nu cea a RDS-ului. Nu cea a RDS-ului. Nu trebuie, nu pot să ascund telespectatorilor că înainte ca dumneavoastră, ca director al filialei rădăuțene a companiei Electron Invit, să fiți prezent în studioul televiziunii Rădăuți, am avut și o conversație telefonică cu patronul acestei companii. Domnia sa mi-a mărturisit că am dezlegare, să spun deja, deși trebuia să fie o surpriză pentru perioada imediat următoare,
Am dezlegare să spun deja telespectatorilor rădăuțeni că în orașul ăsta se va putea vorbi, în foarte scurt timp, se va putea vorbi la telefon gratis. Cum adică? Da, pentru că pentru a promova telefonia fixă în orașul Rădăuț ca o alternativă la celelalte telefonii fixe existente deja în oraș, mai mult de atâta, pentru toți cetățenii orașului Rădăuț, compania s-a gândit să implementeze un abonament telefonic, modic, în valoare de 11 lei. În cadrul acestui abonament, deci cei care intră în rețeaua Bitel, ca așa se va chema rețeaua de telefonie, pot vorbi gratuit între ei, la orice oră din zi și din noapte. Mai mult de atât, în privința telefoniei, compania se extinde destul de rapid. Cei care sunt în orașul Rădăuț, au rude, au prieteni, au colegi, au diferite cunoștințe în orașele Pașcani și Iași, deci vor vorbi la fel gratuit. Mai mult de atât, în viitorul foarte apropiat, rețeaua se va extinde în orașe cum ar fi Măinești, Comănești, Fălticeni, Târgu Frumos și din ce în ce mai mult. Deci gândindu-mă la o companie care se extinde și ocupă deja, după cum a spus, o bucată din harta României, nu prea îmi poate fugi gândul la o companie de vânzare, așa cum ar cleveti unii. După cum v-am mai spus, din discuțiile avute cu patronul firmei Electronembit, deci, repet, firma nu este, nu va fi niciodată de vânzare. Bun. Câți abonați are Electronembit? Sau asta e un secret? Nu este niciun secret. Deci, la ora actuală, compania Electronembit are un număr de 6452 de abonați activi plătitori. Asta se verifică contabil, nu? Absolut. Evidență contabilă, evidență computerizată. Și așa mai departe. Pentru că bănuiesc că pentru toate aceste abonamente colectate de la populație, trebuie să nu puteți declara un alt număr, de vreme ce pentru ei plătiți și impozite către stat. Absolut. Ce surprize ne rezervă internetul? În primul rând, internetul, după cum v-am mai spus, o să fie în viitorul foarte apropiat gata rețeaua de fibră optică. Cei care sunt butonari, care au laptopul pe masă, ar întreba câți mega și la ce bani? Pentru că deocamdată, ei cam așa percep. Deocamdată este vorba de a mări banda actuală pentru internet, de a-i dubla, mai bine zis, capacitatea. Deci deja se vorbește de o bandă dublă. Deja se vorbește de o bandă dublă. Probabil la începutul lunii decembrie, datorită faptului că și rețeaua de fibră optică o să fie aproximativ gata, activarea ei se va face pe tronsoane, așa, respectiv cartierele de blocuri mai întâi, urmând a se extinde și pe rețeaua de străzi din orașul Rădăuț. Și în momentul când o să fie început activarea pe o anumită zonă, deja o să se observe calitatea serviciilor, o să fie extraordinar de mare și de bună. În final v-aș întreba... Fără o modificare esențială a prețului. Deci fără o modificare esențială a prețului. La final v-aș întreba care este politica încasării abonamentelor, pentru că din spusele unor cetățeni, din păcate n-aud direct de la Electronembit, ci mai degrabă aud de la cetățeni, fiind mereu în mijlocul lor, am înțeles că nu mai există încasatori. Deci, cetățenii orașului Rădăuț ar trebui să se obișnuiască cu faptul că toate serviciile pe care le au, fie de la Romtelecom, fie de la, eu știu, de la compania de distribuție a gazului, a energiei, de electricitate, a celorlalte servicii care le oferă companiile din Rădăuț, deci nicio companie nu vine la ușa omului să încaseze bani. În primul rând, nici din punct de vedere legal nu mai este posibilă. Ori noi am avut casierii încasatori pentru, mai mult pentru a nu purta pe om pe drumuri. Atâta timp cât aceste servicii au putut fi oferite, le-am oferit, începând cu luna noiembrie, casierii încasatori s-au transformat în agenți de vânzări care efectiv duc abonatului acasă factura
urmând ca abonatul să vină la sediu, să-și achite serviciile contractate. Așa cum fac marile companii? Așa cum fac toate companiile de servicii. Punem stop întâlnirii noastre de astăzi. Vă aștept cu amănunte și cu evenimente pe care sunt de care vor fi de interesul cetățeanului rădăuțean și altă dată. Iar noi, stimați telespectatori, mergem mai departe. Rămâneți alături de Electronembit și de Stop Cadrul Rădăuțean. Că cea mai importantă sărbătoare din această săptămână a fost praznicul Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, am invitat în rubrica Altar pe preotul paroh al bisericii din cartierul Obor. Astăzi, 8 noiembrie, am sărbătorit Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, ocrotitorii și patronii acestui sfânt locaș. S-a săvârșit Sfânta Liturghie astăzi împreună cu un sobor de preoți din orașul Rădăuți și din împrejurim, fiind de față și o mulțime de credincioși, dar mai ales fiind de față primarul municipiului Rădăuți, domnul Mihai Frunză, și domnul deputat Aurel Olărea. A fost alături de noi fiindcă, iată, am înălțat rugăciuni către Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel, cei care sunt în fața lui Dumnezeu și care se roagă totdeauna pentru noi. Bine știm că Sfântul Arhanghel Gavril este cel care a adus vestea cea bună Fecioarei Maria că se va naște Mântuitorul nostru Iisus Hristos în Betleemul Iudeii. Tot Sfântul Arhanghel Gavril este cel care a vestit și pe preotul Zaharia în templu fiind că se va naște Sfântul Ioan Botezătorul, cel mai mare om născut din femeie, așa cum îl numește însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Despre Arhanghelul Mihail, Sfânta Scriptură ne spune și ne amintește un episod unde se luptă cu diavolul pentru trupul lui Moise în pustiul Iordaniei. Acești doi arhangeli, Mihail și Gavril, sunt pomeniți, iată, în această zi de 8 noiembrie, împreună, ca cei care sunt arhangeli ai dreptății, arhangeli slujitori lui Dumnezeu și arhangeli puși în slujba oamenilor. De ce? Pentru că, iată, arhanghelii și îngerii, în general, sunt aceia care duc rugăciunile oamenilor către Dumnezeu și în același timp aduc vești bune, aduc vestea cea bună, aduc mângâiere și liniște celor care cu credință se adresează acestor doi arhangeli, Mihail și Gavril, și îi pomenesc în rugăciune. Bineînțeles că îngerii sunt ocrotitorii noștri. Bine știm că fiecare om poartă un înger păzitor, la care, iată, încă de mici suntem învățați să ne rugăm ca să ne apere de cel rău, să fie ocrotitorii noștri și să fie purtătorii rugăciunilor noastre către Dumnezeu. Bineînțeles că și astăzi am rugat pe acești doi arhangeli, Mihail și Gavril, la căror pomenire am săvârșit-o, să ducă rugăciunile pe care le-am săvârșit în Sfânta Biserică aceasta către Dumnezeu. Avem nevoie de ocrotitori, avem nevoie de arme împotriva ispitelor, pentru că, iată, de vreme ce sunt arhangeli și îngeri buni, bineînțeles că sunt și îngeri răi, cei care încearcă să ne ispitească, să ne ducă de la adevărata credință, iată, acești arhangeli și acești îngeri ai luminii luptă totdeauna cu aceste ispite și ne întrarmează pe noi cu armele împotriva diavolului și, iată, ne îndeamnă pe noi să luptăm cu credință pentru a ajunge la mântuire. De aceea rugăm astăzi pe Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, a căror pomenire am săvârșit-o, să ducă aceste rugăciuni în fața lui Dumnezeu, să coboare peste noi milele sale cele bogate, să ne împlinească nouă toate dorințele și să ducă rugăciunile noastre în fața lui Dumnezeu atât timp cât vom trăi și atât timp cât vom înainta să mergem pe calea mântuirii pentru a ajunge la desăvârșire
și pentru a ajunge să moștenim împărăția cea gătită nouă încă de la întemeirea lumii. Mai rar decât campaniile electorale, se întâmplă în Rădăuț un fenomen muzical de genul unui concert de muzică de cameră. Subtitlul Fantezii autumnale, patru tineri conservatoriști au încântat audiența, interpretând lucrări de Mozart, Dvorak și Puccini. Meritul deosebit pentru serata muzicală, ce a avut loc joi seară la Biblioteca Tudor Flondor, îl are consilierul independent Gheorghe Burciu. Chiar dacă în sală unii din cei prezenți nu aveau nimic în comun cu muzica de cameră, manifestarea s-a dovedit un succes. Quartetul de coarde a fost format din vioara întâi Răzvan Rotar, vioara a doua Lucian Iacob, violă Florin Hergelegiu și Silvia Stoler, violoncel. Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzache a găzduit joi 8 noiembrie serata muzicală De la Bach la Chopin, solistă Ligia Dan. Este elevă în clasa 11-a la Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzache, a început studiul pianului destul de târziu, la 10 ani. Înzestrată cu un simț muzical deosebit, a făcut ca aceasta să nu fie o piedică în calea afirmării artistice. Ligia Dan dă dovadă de maturitate și echilibru în înțelegerea artei muzicale. Posedă reale calități melodico-ritmice, ceea ce îi conferă abordarea unui vast repertoriu de la baroc la muzica secolului 20. Johann Sebastian Bach a fost un compozitor și german și organist din perioada barocă, considerat în mod unanim ca unul dintre cei mai mari muzicieni în lume. Operele sale sunt apreciate pentru profunzimea intelectuală, stăpânirea mijloacelor tehnice și expresive pentru frumusețea artistică. Bach nu s-a rupt de viața omului și nu ideea lui de sală. Vasta așa opere, Universitatea Termină, locul mereu viu al muzicii sale, unde întățesc cuvintele lui Beethoven. Nu plângul, ci ocean trebuia să se numească, în urma genoară, Bach, plângul. Solistă Ligia Dan, ea.
Copiii cred că realitatea e ca în desene. Învață-i să traverseze corect.